suntem în Malta și vizităm grotele albastre, grota albastră Blue Grotto. Uite ce frumos e aici! O să intrați alături de mine în această grotă. Hai să vă salutăm înainte! Iuhu! Cum arată aici, pe deasupra e galben și înăuntru este negru. Grotele albastre, Blue Grotto. So, even though you think it is shallow, this is 5 meters deep, and you can see on the. Sedimentation rock, it's like glued to each other. That's because it is compressed by the sea. Uitați ce apă albastră e pe dedesubt. Wow! Se bagă și în gaură asta? Careful, there is a window over here which look onto the other side. Ah, uite peștera fereastră. Uite fereastra din Malta. Ce roșu este acolo. Grămadă de cățărători, de scufundători, de tot felul de chestii fac pe aici. Uite-i pe așa. Și uite aici unde vă arătam de dimineață fotografiile și filmele. Ia uite, aici este un fel de fereastră albastră. Dar nu este aceea din Gozu, ci este alta din Zurich, 25 de metri înălțime. Zice că sunt stalactite, ia uite-le acolo în sus, ia uite-le acolo cum atârnă. Ia uite ce sus, ce frumos se vede și sus. Care 25 de metri lungime. Ne bagă în ea, stai să vezi. Coral. Coral, zice că e coral aici pe jos. Wow, aici e tuneric pe zăta aparatul. Other than the ones from the boat. Uite, uite ce frumos e. Noi
Noi nu vedem nimic, este întuneric beznă, dar pe aparat se vede foarte bine. Se vede pe aparat. Și la noi de fapt e beznă. Uite ieșirea, wow, ce frumos e. Catedrală. Look at the reflection of the sand onto the exquisite ceiling of the cave. Wow. Ne învârte ca să vedem roate de jur împreună. Foarte. Vă salut!